Atlantia, via Atlantia, via Atlantia, via Domnul la restaurant, pe la domnișoarelor. M-am gândit mult la ideea pe care dragonița aceea blondă, Aurelia, mi-a dat-o. Să facem un restaurant pe bază de abonament, nu abonament preplătit ca la cantina dracului, unde costă mâncarea 3 lei și foarte prostă și... Să facem un restaurant ca și Marti, unde mâncarea este scumpă, sau mă rog, relativ scumpă, nu 500 de dolari meniu. Și nu cu bile ca pentru astronauți. Și bine, că și voi acum sunteți un restaurant destul de scump, am observat, tot timpul dau câte 70-80 de lei. O să vin mâine la voi și o să mănânc pe gratis. Asta voi face eu. Voi arăta puterea mea de zeu, pentru că știți, atât de simplu, am observat toți cercetătorii să duc acolo și vezi că cercetătorii, nu dai cine ați mâncare, nu mai pot. Dar eu, când voi, voi duce, fără niciun ban, voi spune, ah, eu sunt mare zeu acolo, vă plătesc un autograf, iată toporul meu Atlant, iată urletul meu fioros care se aude în jungla și în grota unde trăiesc dragonii. Iată că pe mine nimeni nu mă poate învinge, cam o pulă mare, lungă și frumoasă. Și bunica mi-a vrea să-mi taie pula. Tot îmi spune că îmi taie pula. Unde sunt cele 64 de quadrioane ale mele? Unde sunt cele 19 mintilioane? Unde sunt cele 26 sextilioane? Unde-i plată pentru că am condus țara asta 26 de ani? Unde sunt trilioanele mele? Milioanele, miliardele? Dar de ce să mă liște? De ce să nu mor în junglă? M-am născut cu 6 aripi și 4 picioare. Betty mi-a rupt două aripi și a mușcat-o de gât, adică de ceafă, pe Ramona, care avea două aripi, era tot blondă ca și ea, tot dragon auriu, și vrea să mă s-o întors cu coada către mine și vrea să mă hețe cu, să mă hațe cu gura că i-am spart un ou sau două. Nu m-am uitat în spate, am călcat de nouă. Când aveam 12 ani, dar acum, primul meu dragon mă invită acolo. Și eu trebuie să urlu și să mușc. Mai am doar o zi din testul la gardei. Doar o zi până când voi fi recunoscut ca și gardiana la gardei. Și mi se vor da 52 de palate. Și 6 de palate, 174 de palate, 270 de palate. Deci, nu cu abonament de asta, ci să mergi să mănânci cât vrei. La Marti sau la restaurant și după aceea să plătești când îți vine și numai pentru banchier și ăsta. Când îți vin bani în cont. Pe caiet, nu? Totul ar fi pe caiet. Trecem pe caiet, uite... Inel de 15.000 de dolari sau chiar miliarde, pentru că acest inel mă face să au control asupra 7 de dragon, femeia mascul și 26 de dragon. Toți cu 12, 10, 6, 8, 4 aripi. Ceau. Măi, de ce dracu am fost la voi, deci v-am uitat, v-am dat dovada că am plătit în pizda măsii 7620 lei în pizda măsii pe 10 mai. După aceea am venit, am dat o dragoniță frumoasă, o bactiriuță frumoasă care mi-o dat să mănânc. A plătit 70 de lei, a doua zi când am venit, iarăși era trupa cealaltă, iarăși fata aia blondă, fiica mea Maria, care are 26 de ani, nu 25, nu poate să fie principesa Rusiei, m-a ignorat complet. Și fiul meu și fiica mea. Se uitau la mine ca prin sticlă, de parcă n-aș fi fost acolo.